Bună seara, stimați telespectatorii televiziunii române! Suntem în seara de 18 august, atunci când biserica a prăznuit peste zi Sfântul Mucenic Flor și Lavru, doi prieteni foarte buni care mărturisesc împreună pe Hristos. Cuvântul de întărire din seara aceasta, îngăduiți-mi să-l extrag de acolo de unde poate că ne e cel mai la îndemână să-l scoatem, din gândirea Sfântului Apostol Pavel. În epistola 1 către Corinteni, versetele 13, 4, 7 și 8, așa cum au fost ele rostite astăzi în dumnezeiasca liturghie. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. V-am spus cuvintele acestea ca să înțelegeți cum văd creștinii dragostea. Nu e simplu, pentru că într-o lume care a lipit eticheta love pe toate eșapările și pe toate ratările de iubire, pe toate frustrările sociale, e greu să ne aducem aminte aceste calități ale dragostei pe care, dacă vreți, trebuie să le împlinim în viață, măcar pe rând, dacă nu toate deodată. Repet, dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Nu prea sună cu ce am trăit noi în săptămânile din urmă și întâlnirile noastre pline de orgoliu, în care câte unii vor să arate modul lor în care fac dragoste, fără să mai aibă dragoste. Dar e chiar treaba unora dintre ai noștri care ar trebui să gândească și la ceilalți care, în modul acesta, îndelung răbdând, cu bucurie și cu binecuvântata plecare spre non-trufie, încearcă să-și ducă viețile în ceea ce numim în general a fi familie. Cuvântul de gând, alături de aceste gânduri, l-am găsit în Benjamin Franklin. O să pară un pic ciudat, dar e interesant. Viața este o tragedie, pentru că îmbătrânim prea repede și devenim înțelepți prea târziu. Poate că ar fi bine să luăm aminte la 100 de ani ale României acestea, în care o îmbătrânim prea repede și, într-un fel sau altul, devenim înțelepți prea târziu. Cred că, de fapt, ce ne lipsește și zile din urmă ne-au dovedit aceasta este înțelepciunea. Înțelepciunea de a nu jigni cei care chiar cred în dragoste, cei care au făcut din dragoste modul lor de a dăinui în veac, după rânduiala aceasta pe care Dumnezeu ne-a pus-o la îndemână. Dragoste între oameni care se prețuiesc mai presus decât algoritmii lumii în care trăim. Fără îndoială că acest cuvânt din Benjamin Franklin rămâne mai adânc decât pare la prima vedere. Repet, nu doar de dragul repetiției. Viața este o tragedie, pentru că îmbătrânim prea repede și devenim înțelepți prea târziu. Ba unii îndrăznesc să spun, chiar niciodată. Până la urmă, nu e tragedie doar pentru că a înviat Hristos. Și pentru asta nu trebuie să îmbătrânești. Mâine este o nouă zi.